lumi culturale care se întâlnesc într-un fir al vieții, într-un traseu memorial. Să ne facă empatici, ar trebui să ne facă să ne identificăm cu alte lumi, cu alte destine, pentru a ne înțelege mai bine propriul destin. Noi asta am vrut să facem, să le dăm acestor oameni care au avut un destin o voce, o voce care să fie la fel de importantă cu acelor care au fost, între ghilimele, importanți în istorie.